eram chiar pe balcon, când odată, poc, și m-am speriat că eu am, de exemplu, mașina mea aici. Da. Uite, în spatele crencii. Deci ați avut noroc că nu a picat pe mașină. Am avut noroc, uite, că e la un, aproximativ un metru. Cerul Timișoarei a fost acoperit de nori negri care au întunecat orașul. Vigilia nu a durat mai mult de o jumătate de oră, dar a făcut ravagii pe mai multe străzi din oraș. Copacii au fost mulși din rădăcini de vântul puternic și doborâți la pământ. Arborii bătrâni s-au prăbușit peste mașini în parcări și au creat panică printre proprietarii autoturismelor. Pompierii ajutați de angajații primăriei au intervenit pentru a debloca arterele unde copacii s-au prăbușit de-a lungul șoselei. A intervenit la 10 solicitări pentru degajarea unor copaci căzuți pe partea carosabilă și într-una din situații pe o casă în localitatea Lugoj. De asemenea, s-a primit o solicitare la o inundație, o locuință în localitatea Săcălaz. Alte 3 intervenții au fost redirecționate către Salvo, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Timișoara. La Arad, seara trecută, un bărbat și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste mașina pe care o conducea. Tot în timpul furtunii de ieri, tencuiala de pe fațadele mai multor blocuri s-a desprins și a căzut pe trotuare. Doar norocul a făcut ca bucățile de tencuială să nu cadă pe vreun trecător. A căzut molozul de pe bloc și era să cadă la socrul meu drept în cap. Îl omora pe loc. Noroc că s-a tras cu câteva secunde înainte de a cădea molozul. Și ne-a intrat tot molozul în magazin și pe treapta magazinului. Pomii se rup, așteptăm să se ia măsuri. Vremea își revine treptat în vestul țării, unde scăpăm de ploi deocamdată.